Bună seara și bine ați venit la 360 de grade. Au multe evenimente din prezent rădăcina în trecut, există reminiscențe din trecut pe care le reactivăm. Cum amprentează legea karmei actualul destin? Plătim datorii de altă dată? Putem primi imagini fidele din altă existență și cum le putem descifra? Dar înainte însă să vorbim despre cercetările medicale recente care confirmă legătura de cauzalitate între afecțiunile digestive și stres. Creierul cerebral și creierul din stomac se influențează reciproc, iar implicațiile acestui fapt sunt importante pentru înțelegerea, prevenirea și tratarea multor afecțiuni digestive, dar și neuronale și psihoemoționale. Astăzi seară vom discuta alături de conferențiar universitar dr. Georgian Atache, medic primar, recuperare medicală, Spitalul Clinic de Urgență Floreasca București. Bună seara, doamna doctor, și bine ați revenit. Astăzi seară ne-am propus să discutăm despre legătura dintre stres și problemele digestive, dar și să aflăm soluția optimă pentru protejarea aparatului digestiv, creșterea imunității digestive, echilibrarea florei intestinale, reglarea tranzitului și tot ceea ce ține de eliminarea eficientă a toxinelor. Doamna doctor, care este legătura dintre stres și problemele digestive și cum se influențează reciproc cele două? Sunt cercetări și studii recente care arată că cel puțin 70% dintre pacienții care au tulburări digestive, au, să spunem, afecțiuni gastrointestinale, de fapt acele afecțiuni nu au o cauză reală organică, ele sunt de fapt somatizarea unor suferințe psihice, a unei stări de stres, un stres chiar și traumatic, cum au pacienții mei în situația de față. De asemenea, dacă sunt emotivi, dacă sunt depresivi, anxioși. Deci o psihosomatizare. În această legătură bidirecțională, nu doar stresul sau modificările emoționale pot sau psihoemoționale pot influența starea de sănătate a tubului digestiv, dar și o floră microbiană necorespunzătoare sau obiceiuri alimentare necorespunzătoare cu răsunet asupra stării de sănătate a tubului digestiv pot să se repercute asupra stării noastre psihice și pot să conducă chiar la afecțiuni neurologice sau psihoemoționale. Ajutați-ne să înțelegem ideea de creier din stomac. De ce depinde el atât sănătatea digestivă cât și cea psihoemoțională? Da, toate cele explicate anterior sunt în strânsă legătură cu nu neapărat doar ideea, cu existența celui de-al doilea creier. Este creierul enteral, creierul, să spunem, situat la nivelul tubului digestiv. De fapt, se numește sistem nervos enteral și el este structurat și funcționează identic creierului nostru, sistemul nostru central, pe care îl știm cu toții. Evident că nu poate avea funcții la fel de complexe, dar este în legătură cu acesta și sutele de milioane de celule care alcătuiesc acest creier aflat la nivelul tubului digestiv, de-a lungul esofagului, stomacului, intestinului subțire și gros. Deci aceste celule funcționează între ele pe baza neurotransmițătorilor, la fel ca și la nivelul creierului. Și ghiciți care sunt neurotransmițătorii? Serotonina și dopamina, cele care creează o stare de bine. De aceea atunci când mâncăm, când ne face plăcere acest act și alimentele pe care le mâncăm sunt cele dorite de noi, avem o stare de confort, o stare de bine. Iar acest creier se găsește exact la mijloc, adică dă comanda și controlul între sistemul nervos central și sistemul digestiv și coordonează atât secreția cât și starea de sănătate din punct de vedere al florei microbiene, dar și motricitatea și, de ce să nu o spunem, influențează și imunitatea și eliberarea anumitor substanțe antiinflamatoare. Care sunt consecințele dezechilibrelor digestive și cele mai frecvente afecțiuni asociate cu o digestie defectuoasă? Atunci când noi ingerăm alimente sau apă contaminată, flora microbiană se dezechilibrează. Intestinul nostru este în mod normal populat cu o floră microbiană de fermentație și de putrefacție în favoarea celei de fermentație în proporție de 85%, care populează intestinul subțire și prima parte a intestinului gros. Această floră trebuie să existe într-un echilibru,
să fie o microbiotă, astfel încât să nu ajungă la infecții, să nu se ajungă la infecții intestinale, să nu se absoarbă, să ajungă la infecții renale sau la nivelul ficatului. De asemenea, când tubul digestiv sau când flora microbiană se îmbolnăvește și starea de sănătate a tubului digestiv este precară, se pot constata acutizări ale afecțiunilor autoimune. Deci apar tiroidita autoimună, poliartrita reumatoidă, spondilita anchilozantă, care este în legătură cu afecțiune cu localizare intestinală, rectocolita ulcero-hemoragică. Deci afecțiuni autoimune reapar, de asemenea alergiile reapar, diferite eczeme, psoriazisul sau alte leziuni la nivel tegumentar pot să se revigoreze. Și dincolo de cele prezentate, o tulburare a microbiotei, a stării de sănătate la nivelul tubului digestiv va conduce și la tulburări de absorpție la nivelul nutrimentelor și la tulburări de motricitate cu accelerarea sau încetinirea tranzitului. Care sunt elementele esențiale pentru buna funcționare a sistemului digestiv și care este soluția optimă recomandată de dumneavoastră? În primul rând, este vorba de o alimentație corespunzătoare. Să-i dai tubului digestiv ceea ce îi trebuie și când trebuie. Să ai o succesiune când te alimentezi și să știi ce conținut au alimentele respective. Deci, ca atare, o dietă s-ar putea să te restrictivă sau consumul anumitor alimente ar putea să-ți dea tubul digestiv peste cap, să spun, din punct de vedere al stării de sănătate. De asemenea, alături de dietă, atunci când exagerezi cu laxativele, pentru că chiar ai o problemă și vrei să scapi de ea, sau exagerezi cu antibioticele sau alte medicamente care îți pot răsturna situația de echilibru intestinal, mai este când nu poți să gestionezi foarte bine stresul, sau ești anxios, sau te autostresezi în permanență, vrei mai mult de la tine, poți să-ți faci un dezechilibru la nivelul tubului digestiv și mai ales la nivelul florei microbiene intestinale. Care este mecanismul de acțiune al soluției recomandate și de ce este importantă sinergia compușilor? Da, corect. În afara unui stil de viață sănătos și a mișcării pe care eu o promovez, evident că pacienților mei care deja au un dezechilibru și asupra florei microbiene și asupra tranzitului intestinal, eu le recomand o soluție care să echilibreze această situație. În primul rând, să aducă acea floră microbiană la stadiul ei de sănătate, de să susțină prin fibrele digestive pe care le aduce formula să susțină o bună funcționalitate a florei microbiene. 2. Să asigure un tranzit normal și să asigure eliberarea toxinelor și de asemenea, dacă în tubul digestiv există lipide, să le absoarbă. Deci formula mea susține starea de sănătate sau microbiota și previne o disbioză, o îmbolnăvire acestei microflore de fermentație care de fapt are roluri multiple în organism, asigură tranzit și de asemenea un produs trebuie să scadă stresul oxidativ. În tubul digestiv se petrec o serie de reacții care produc substanțe care ar putea să crească stresul oxidativ și acest preparat este antioxidant. De asemenea, să faciliteze sau să ajute la imunomodulare și preparatul pe care îl propun, pe lângă fibre digestive pe care le are, are și vitamina C și resveratrol și extract natural din sâmburi de strugure. Care sunt beneficiile concrete? De fapt, ce aduce nou această formulă, această soluție? Aduce sinergismul. Întotdeauna le spunem pacienților mei, nu luați patru medicamente odată, luați unul singur care le conține pe toate, 4, 5 sau câte avem nevoie, adică să ceară un ajutor avizat, să meargă la doctor și să beneficieze de un sinergism al elementelor structurale. Iar în ceea ce mă privește, preparatul pe care eu îl recomand pacienților mei, în special celor stresați și mai ales cei în post-traumă, sau cei obezi, sau cei care au diabet zaharat, sau au colesterolul crescut, le recomand
recomand fibra alimentară. Și fructul oligozaharidul conținut este astfel de fibra alimentară, adică e un prebiotic. Apoi chitosanul, care să-mi rețină în tubul digestiv lipidele, astfel încât ele nu mai sunt absorbite, se asigură astfel un tranzit intestinal și, cum spuneam, vitamina C, resveratrolul și extrasul din sâmburi de struguri, astfel încât imunitatea tubului digestiv să crească. Care este profilul, doamna doctor, profilul celor care au nevoie de o astfel de soluție? Sunt tinerii stresați, tinerii care își pun prea multe în programul zilnic, cei care și călătoresc foarte mult și schimbă sau își schimbă și modul de a se alimenta. Sunt cei care au kilograme în plus, care sunt obezi, care au diabet zaharat. Deci paletă largă de pacientură. Sunt doamnele stresate, sunt pacienții care, de exemplu, au din start, se numește megadolicocolon, adică sunt structurați cu un tub digestiv ceva mai mare și pentru ei este foarte greu să-și asigure un tranzit intestinal normal. Sunt toți cei care au boli autoimune, sunt toți cei care sunt anxioși sau care duc la bun sfârșit, mai mult sau mai bine sau mai fericit, o cură de slăbire. Care sunt cele mai afectate categorii socioprofesionale? Sunt cei care sunt stresați, dar sunt și persoanele vârstnice. Pentru că persoanele cu Alzheimer sau cu Parkinson dezvoltă încetinirea tranzitului intestinal și ei au nevoie de astfel de ajutoare, de suplimente, care să le asigure nu numai o reglare a tranzitului, dar și o absorpție corectă a nutrimentelor. Deci absolut toată lumea care experimentează la un moment dat un nefericit episod de tulburare digestivă, indiferent cum se manifestă, iar pentru că flora intestinală, pentru că tulburările de tranzit se petrec în timp, ele nu s-au petrecut de ieri până astăzi, atunci le și recomand formula mea, care are componentele cu acțiune sinergică, formula pe termen lung, deci nu o zi, două, trei, ci săptămâni, luni, astfel încât să-și facă efectul în timp. Care este experiența dumneavoastră clinică privind soluția recomandată? Deja este destul de largă, pentru că am cei stresați cu dureri de spate, care după ce că au o mulțime de probleme la birou și au o viață grea, nu fac mișcare, experimentează și tulburări de tranzit. Sunt doamnele de orice vârstă care țin cură de slăbire, care au mai avut și o intervenție chirurgicală de îndepărtare a unui segment din tubul digestiv. Sunt cei supraponderali, sunt cei care au colesterol crescut și au risc de a face boli cardiovasculare. Sunt vârstnicii cu boli neurodegenerative. Deci experiența mea este foarte mare, pentru că toți acești pacienți într-un moment al vieții lor ajung la mine cu afecțiune aparatului locomotor și atunci îi am în față cu toate problemele lor. Dar de ce este important să acționăm încă de la primele simptome? Tocmai ce spuneam, ca să nu se instituie acea dereglare care va necesita o terapie pe termen lung. Să nu se creeze acea disbioză, să nu se ajungă la infecție, să nu se ajungă la tulburări de nutriție sau tulburări de tranzit intestinal. Doamna doctor, să sintetizăm beneficiile acestei formule. Beneficiile sunt faptul că este o formulă naturală care asigură reglarea tranzitului cu toate neplăcerile de aici, cu acumularea toxinelor în organism. Și fiind o formulă care conține mai multe elemente, acestea au efect sinergic, astfel încât îmi repopulează flora intestinală, flora microbiană, și îmi readuce o stare de sănătate la nivelul tubului digestiv. Ce le recomandați telespectatorilor noștri? Le recomand o schimbare a stilului de viață, le recomand mișcare și le recomand, atunci când au tulburări de tranzit sau alte probleme digestive, să consulte un specialist, astfel încât să-și rezolve științific, să spun așa, în cunoștință de cauză, problemele de sănătate ale tubului digestiv. Deci atât, există o formulă optimă care poate ajuta și în protecția aparatului digestiv și în creșterea imunității digestive și pentru echilibrarea florei intestinale și efect antioxidant. Doamna doctor, vă mulțumim foarte mult pentru toate sfaturile pe care ni le-ați dat. Vă așteptăm cu drag și la alte emisiuni. Revenim după publicitate cu subiectul emisiunii. Această emisiune v-a fost oferită de Obegas, soluția pentru